Salutare, suflete frumoase! Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici alături de mine. Această citire este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar s-ar putea ca unii dintre voi să nu vă regăsiți absolut deloc în aceste mesaje. Dragii mei, citirea aceasta merge către toți cei care au un impas în acest moment, fie că vorbim despre profesie, fie că vorbim despre viața amoroasă, fie că vorbim despre familie, s-ar putea să te regăsești foarte mult în aceste mesaje sau s-ar putea să nu. Însă, dacă fac această citire, o fac sincer ghidat după anumite lucruri pe care le-am simțit în ultimele zile și simt că sunt foarte mulți dintre voi care se află într-o situație critică de viață și care au nevoie de răspunsuri. Aveți nevoie de aceste răspunsuri și de aceea sunt eu aici. Hai să vedem. Te rog să te așezi confortabil și să mă asculți cu atenție tot ceea ce am să-ți spun în acest moment. Nu uita că dacă dorești să beneficiezi de mai multe clipuri, te poți alătura canalului meu de membri. Tot ce trebuie să faci este să apeși butonul Alătură-te. Acolo o să descoperi în fiecare lună, la fiecare sfârșit de lună, bonusul zodiacal pentru toate semnele zodiacale. Doar că acolo sunt filmate pe elemente, da? Adică zodiile de apă, zodiile de foc, zodiile de aer și zodiile de pământ. Și bineînțeles, cu timpul și alte clipuri ce pot reprezenta, bineînțeles, interes pentru tine. Dragii mei, ne aflăm la sfârșitul lunii septembrie. Iată că intrăm într-o lună foarte, foarte importantă, luna octombrie, luna a 10-a, și din punct de vedere numerologic, 10 reprezintă întotdeauna finalurile, reprezintă deschiderile către alte oportunități. Este clar că foarte mulți dintre voi simțiți deja că trebuie să finalizați ceva în viața voastră, trebuie să puneți punct în viața voastră, trebuie să vă restartați, să o luați de la capăt, să vă faceți ordine în viață și de aceea mă aflu eu aici. Da. Ok, hai să vedem care sunt primele mesaje pe care le primesc pentru voi. Mesaje importante pentru toți cei care mă privesc. Te rog să-mi oferi ce au nevoie să cunoască în acest moment. Mi se transmite de către spirit că toată această situație prin care tu treci nu face altceva decât să te conducă către o nouă viață și ai săpat foarte, foarte mult în subconștientul tău. Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață, foarte multe frici, foarte multe temeri. Au fost oameni, situații care ți-au reactivat anumite gânduri, anumite traume, da? O foarte mare emoție simt aici. Iată, avem prima carte, 7, ce crezi? Această carte vorbește despre scufundarea în subconștientul tău, săparea, da? Și hai să spun un lucru, deși te gândești foarte mult la viitor, te gândești foarte mult la cum va arăta el pentru tine, la ce se poate întâmpla în viitorul tău, crede-mă că este mai puțin constructiv să-ți faci toate aceste probleme, să te înconjori de toate aceste gânduri. Pentru că mesajul cărților vorbește foarte mult despre aici și acum. Adică fii prezent aici, fii prezent acum. Asta este tot ce contează în momentul de față pentru tine. Momentul prezent. Pentru că din prezent îți vei construi viitorul. Da? Here and Now, cartea cu numărul 32. Data de 7 octombrie cred că poate să fie o dată foarte importantă pentru tine. Numărul tău spiritual este 57. Poți să cauți în online să vezi mai multe informații și să afli mai multe informații legate de acest număr.
Am senzația că mulți dintre voi ați fost ținuți în loc de o anumită persoană, o persoană toxică, o persoană narcisistă, o persoană care v-a făcut rău din punct de vedere emoțional, dar din conjuncturi financiare nu ați putut să vă dezlegați de această persoană. Și sunt mulți dintre voi care vor să plece, vor să trăiască o nouă viață. De ce spun asta? Păi pentru că ai două cărți ce vorbesc despre serenitate și o nouă viață. Iată. Acestea sunt mesajele pentru tine. Serenitate. Privește cu deschidere, privește cu calm, privește cu pozitivitate totuși această situație. Știu că este greu, știu că te apasă, dar ție ți se deschid noi drumuri aici, dragul meu sau draga mea. Ia uite, un trifoi. Știi că trifoiul este simbolul norocului. Da? Vei avea noroc, vei ieși. Și să știi că începând cu data de 18 octombrie, se întâmplă lucruri în viața ta. Te-ai tot zbătut între trecut, viitor, dar n-ai luat niciodată în considerare prezentul. Da? Deci te-ai luptat exact între trecut și viitor, dar prezentul tău parcă este sau a fost inexistent. Cineva parcă a tot încercat să te sugrume din punct de vedere spiritual și din punct de vedere emoțional. Wow! Hai să vedem care sunt și mesajele spiritului. Mă refer la, poate chiar la strămoșii tăi, la oameni din familia ta pe care nu ai reușit să-i cunoști, nu ai apucat să-i cunoști, dar care sunt alături de tine. Unii dintre voi aveți o protecție foarte mare legată de un personaj din familia voastră, oferită de fapt de un personaj din familia voastră. Cineva care vă iubește foarte mult și care nu mai este printre noi. Ce mesaj ai pentru ei? Un moment. Ce mesaj important ai pentru ei? Bun. Mesajele pe care le primesc pentru voi sunt deosebite. Ți se transmite de către acest bătrân. Este un bătrân aici, este un om înțelept. Poate să fie un străbunic. Este cineva din arborele tău genealogic, oricum, da? Sau poate tatăl tău, cine știe, bunicul tău, cineva care, repet, te iubește foarte, foarte mult, a avut o legătură foarte strânsă cu zona de nord a țării, în principiu. Și a iubit foarte mult natura, pământul, agricultura, cineva care s-a ocupat cu asemenea activități. Ești un om iubit, ești un om a cărei familie spirituală este foarte bogată și ce mi se transmite acum pentru tine este că de multe ori au încercat să ia legătura cu tine sau să te facă să înțelegi anumite situații prin intuiția ta. Ți s-au lăsat chiar anumite semne, dar nu ai știut să le iei în seamă, nu ai știut să le decodifici, poate chiar numere. Îmi apare 39, de exemplu, ceva legat de 39. Poate persoana asta a trecut dincolo la 39 de ani sau poate tu la 39 de ani ai trecut printr-un eveniment. Sau, în fine, este ceva legat de 3, de 9, de 39, da? Mesajele sunt următoarele. Conectează-te cu noi, cei care nu mai suntem acolo lângă tine fizic, pentru că noi îți vom arăta sensul, noi te vom face să simți și noi te vom face să te reconectezi cu tine. Să știi că cineva te așteaptă la un cimitir.
mi se spune, mi se transmite pentru tine că vrea să îl sau să o vizitezi acolo, da? Să te duci acolo. E ceva legat de distanță, ca și cum de mult timp n-ai mai venit să mă vezi, de mult timp n-ai mai n-ai vorbit cu mine acolo, da? Unde sunt eu acum. Iată, avem primul mesaj. Conectează-te cu mine, conectează-te cu noi cei care nu mai suntem, da? Exact ce spuneam, ai o familie spirituală extrem de bogată, care te iubește foarte mult și te ocrotește foarte mult. Sunt sigur că mulți dintre voi deja ați prins contactul cu spiritele acestea și le simțiți prezența acum, în prezent. Al doilea mesaj pentru tine, începe să scrii povestea vieții tale chiar acum. Totul va fi minunat. Exprimă-te și inspiră, pentru că ești un om care poate să inspire foarte mult. Tu încă nu ți-ai atins adevăratul tău potențial. Ți se transmite să îți duci mesajul mai departe, să faci tot ce poți ca să împărtășești din experiența ta, să împărtășești din evenimentele prin care tu ai trecut, pentru că oamenii au nevoie să cunoască povestea ta, au nevoie să... Ei au nevoie cumva de un lider, da? Și tu le oferi exemplul ăsta cel mai bine. Ce faci cu toate darurile acestea pe care le ai? Poate sunteți gemeni aici, vărsători, poate aveți planete în semne de aer. De oricum sunteți foarte, foarte talentați. Un proiect poate să fie, ți se tot transmite, creează conținut, asta simt pentru tine, da? Focusează-te pe tine și pe copilul interior. S-ar putea aici să avem de-a face și cu cineva care în curând va naște un copil sau va adopta un copil sau care de regulă are grijă de copii, chiar dacă nu sunt ai tăi. Focus on children, naștere și adopție, iată. Poate ești deja mamă și te preocupă copiii tăi în acest moment. Și ultima carte, Nature Spirits, elfi, zâne, tot felul de grupuri din acestea care fac parte din mitologie și iarăși simt pe cineva care te tot privește aici. Iată. Iubești animalele, iubești natura foarte mult, însă în ultima perioadă nu prea ai mai avut timp să faci asta. Te-ai deconectat. Poate este timpul să te reconectezi. Ce zici? Pentru că ai aici o familie extrem de frumoasă. Te simți singur, te simți singură, te simți abandonat, te simți straniu, ai un sentiment de respingere din partea lumii, din partea societății. Așa ai fost întotdeauna, înțelege că tu ești un spirit care a venit pe acest pământ ca să exprime, ca să creeze, ca să facă ceva în sensul ăsta și de cele mai multe ori sufletele care au această misiune suferă foarte mult din pricina celorlalți, din pricina oamenilor, din pricina societății în care se nasc. Sunt sigur că pe parcursul timpului ai considerat că te-ai născut în era greșită, te-ai născut într-un tip greșit. Dacă ar fi fost cu adevărat după tine, poate n-ai fi venit în perioada asta, nu te-ai fi născut în perioada asta, da? Dar înseamnă că tu aici ai nevoie să deschizi minți, ai nevoie să călăuzești, ai nevoie să împaci, dar nu înainte de a te împăca pe tine cu anumite situații din trecut. Pentru că unii dintre voi n-ați apucat să vă luați la revedere de la persoanele dragi sau nu ați apucat să iertați pe cineva, da? Și lucrul ăsta vă macină în interior acolo. Deci până nu te împaci tu cu situația asta, până nu ajungi tu la o anumită liniște sufletească, nu te vei putea dedica celorlalți sau nu te vei putea dedica proiectelor tale mărețe. Hai să vedem ce spun și cărțile de tarot. O etalare extrem de interesantă. Știam eu că nu fac degeaba această citire. Vă spun sincer, dintr-o dată așa m-am trezit să o fac. Am zis ok, simt treaba asta, simt că sunt niște oameni care se află într-o cumpănă, sunt oameni care au uitat cât de minunați sunt, sunt oameni care din cauza celorlalți s-au închis foarte mult în ei. Și voi știți foarte bine că eu rezonez extrem de mult cu voi, da? Hai să vedem.
ce au nevoie să știe. Te rog să-mi arăți în acest moment cele mai importante mesaje pentru ei. Este o călăuzire, dragii mei, care bineînțeles că sper să vă folosească. La baza pachetului, 4 de cupe, 4 de monede, cineva are legătură aici cu un tată, cu o figură masculină, da? Este și o nemulțumire, poate, și în privința banilor și în privința stării sufletești. Poate unii dintre voi ați fost marcați de către un săgetător sau de către un leu, cineva care v-a adus foarte multă suferință, v-a tratat într-un stil foarte distant. Iată. 4 de monede, 4 de cupe și regele de bâte, da? Ce mai pot să spun în această citire este că ușor, ușor o să te deblochezi, să știi. Ai 3 de monede, următoarea carte în poziția ta. Este o carte a creativității, a creației. O carte care vine și spune, colaborează, deschide-te către acest nou orizont pentru că va fi foarte, foarte bine pentru tine. Desigur, apăsarea asta a cărții 4 de cupe și 4 de monede arată totuși o mișcare destul de grea. Este ca și cum vrei să te miști de pe scaun, dar ți este foarte lene, da? Sunt două cărți care arată tensiuni legate de partea masculină, de cele mai multe ori, o timiditate ascunsă în fața bărbaților, un fel de supunere, cumva, da? Și 4 de monede mai este și o carte a confortului, pentru că este foarte posibil să consideri că nu ai pe ce să te bazezi în viitorul tău, dar îți spun, viitorul tău ți-l creezi acum din prezent. Și pentru că ai această frică legată de viitor și că nu știi ceea ce va veni, rămâi în acest 4 de monede. Este mai bine să păstrezi ceea ce am, este mai bine să protejezi ceea ce am, decât să cred că, nu știu, se va întâmpla vreo minune cu mine și eventual să abandonezi totul. Gândește-te mai exact ce ai în acest moment. Ce ai cu adevărat în acest moment? Ce ți aparține? Ce este al tău? Și s-ar putea să ajungi la o concluzie diferită, da? Regele de bâte arată totuși pierderea puterii personale pentru unii dintre voi, o persoană care v-a atacat, o persoană care v-a furat această frumusețe interioară. Este ca un vampirism energetic aici. Oferă mai multe mesaje, te rog. Mulțumesc. Regele de spade, soarele, vărsător, geme în balanță, poate sunteți în această citire sau aveți legătură cu cineva din această zodie, o persoană sau un personaj care vă va aduce eliberare. Ia uite, da? Poate sunt oameni îndrăgostiți de acest personaj, poate sunt oameni care au această conexiune. Cea mai bună carte din tarot, soarele, da? Cea mai bună carte din tarot. Este momentul să înțelegi cu cine trebuie să fii mai rece. Nu mai pune totul la suflet, dragul meu sau draga mea. Nu mai pune, pentru că it doesn't worth it. Da? Dacă cineva are o părere greșită despre tine, dacă cineva a încercat să te manipuleze, ok, a fost, da? Ok, m-am lăsat dusă de val, dar mi-am revenit, îmi iau puterea înapoi, înțeleg despre ce este vorba, da? Dacă nu am pe cineva care să mă iubească și care să mă respecte, nu-l vreau în viața mea. Eliminați tot ceea ce vă face să vă simțiți în plus, în minus sau fără rost. Clarificare pentru soarele, te rog să-mi oferi. Totul va fi bine. Crede-mă. Zâmbește, pentru că ai de ce. Lumea. Yes. Lumea. Și la baza pachetului avem asul de spade. Colaborare. Viața ta se va schimba. Și dacă tu te afli în starea asta, te afli pentru că
nu știi cum să gestionezi această schimbare. Nu știi cum să te raportezi la ea. De ce te-ai obișnuit cu răul? Pentru ce? Lumea și asul de spade, cum îți spuneam, adevărul iese la suprafață. Ideea salvatoare va veni și poate să vină chiar din partea unui semn de aer, gem în balanță vărsător, foarte mult vărsător aici. Da? Cineva care te va ajuta spre noua ta cale. Există o misiune aici. Uite, mi-a căzut și pajul de cupe din pachet. O să iau și mesajul ăsta în seamă, da? Pajul de cupe. Începe să muncești pentru tine, începe să lucrezi pentru tine, pentru că ai de ce. Sunt lucruri minunate, să știi, care vor veni spre tine în următoarea perioadă. Și iarăși pajul de cupe face referire la împăcare, la o stare bună, la a te face frumos, frumoasă, la a te trata pe tine cu respect, da? Desigur, cum am spus-o de fiecare dată, nu trebuie să mergem către narcisism, dar trebuie să ne respectăm pe noi și trebuie să ne respectăm trupul nostru și mintea noastră. De ce avem această tendință de a ne autoabuza? Gândește-te la asta, da? Ești un suflet frumos, ești un spirit înalt. Tocmai de aceea nici nu ai fost înțeles. De la cine te aștepți tu să fii înțeles? De la cine? Uită-te în jurul tău. Cine vrei să te înțeleagă? Vor fi foarte puțini oameni care vor rezona cu tine. Vor fi foarte puțini oameni care într-adevăr te vor iubi pentru ceea ce ești tu. Și lasă-i pe oameni să te descopere. Tu fii unic. Ești unic, dar oferă-ți unicitatea asta, adică arată-o, profită de ea. Luna, ia uite. Traumă legată de singurătate, de neacceptare, da? Și sunt unele persoane care poate chiar o perioadă de timp au apelat la băutură ca să iasă din această situație, da? Sau v-ați apucat de fumat, bineînțeles, după o anumită criză pe care ați avut-o. Luna arată invidia, până la urmă, arată dușmanii, arată faptul că tu ești înconjurat de persoane care gândesc într-un fel și se exprimă în fața ta într-un alt fel, da? Adică e foarte mare grijă. Luna este și o carte a suspiciunilor. Suspectezi pe toată lumea, nu mai ai încredere în absolut nimeni și bineînțeles că alegi să te retragi. Ok, dar dacă totuși faci această alegere, încearcă să profiți de natură, încearcă să călătorești, încearcă să ieși din acea bulă, pentru că ceea ce văd acum pentru mulți dintre voi este că trăiți foarte mult în casă, trăiți foarte mult între patru pereți, sunteți numai acolo, iar asta favorizează gândurile suspicioase, gândurile negre, starea proastă, anxietatea și tot așa. Merită să mai faceți și altceva, da? Vă este frică să vă mai apropiați de cineva pentru că vă gândiți că s-ar putea să treceți prin aceeași experiență. Desigur, unii și-au asumat singurătatea. Wow! Wow! Treaba asta merită un gong. Situația asta în felul următor. Fie că vrei, fie că nu vrei, lucrurile care vor intra în viața ta vor fi, nici nu mai am cuvinte, Doamne, limba română are atâtea puține cuvinte, vor fi revelatoare pentru tine. Extraordinar ceea ce se va întâmpla aici. Este extraordinar și să știi că procesul ăsta a început încă de la jumătatea anului. Roata destinului și faetonul, două arcane majore, norocul, preluarea controlului,
decizia. Știi de fapt ce așteaptă Universul de la tine? Să iei decizia, să faci decizia. Asta așteaptă. Ia decizia pentru că nu poți să trăiești așa. Deci n-ai cum să trăiești în aceste extreme. Când e bine, când nu, când vine, când se întoarce, când îți spune că te iubește, după care nu, când te lasă, când te ia. Mi se pare că aici ceva nu este foarte legat, nu este foarte strâns. Iar la baza pachetului, judecata. Ai nevoie de schimbarea asta. Crede-mă, ai nevoie să treci prin ea. Este extraordinar ceea ce se întâmplă cu tine aici și crede-mă că este ultimul semnal de alarmă. Vorbim despre vindecare, despre societate, despre oameni, despre conjuncturi, despre străinătate, despre plecare dacă este cazul. Pleacă departe, ia-ți bănuții cu tine, ia-ți de saga cu tine și orientează-te către altceva. Schimbă-ți viața, ia-o de la zero. Oferă-ți șansa asta. Desigur, sunt unele persoane care se află în această situație, repet, da? Tu transformarea asta o simți, o simți încă de la jumătatea anului că a venit spre tine. Simți că ceva se întâmplă, ca și cum stai pe cărbuni încinși. Totul se întâmplă foarte repede în jurul tău, dar vine un eveniment care, o să vezi, te va scoate din tot ceea ce ai crezut tu că este normal pentru tine, că este bine, că este ok. Clarificare pentru judecată, te rog să-mi oferi. Wow! Marele preot, da. Am înțeles mesajul. Bun. Dragul meu, draga mea, treaba asta în felul următor. Tu aici ai avut niște vieți anterioare care s-au tot înconjurat în mediul spiritual, religios. Nu știu, poate ai fost preot, preoteasă, călugăriță. Ai trăit prin mediul monahal oricum, da? Multe vieți. Printre altele, ai ajutat foarte mulți oameni pe parcursul vieților tale anterioare de a face schimbări mari, ai fost lider, cum îți spuneam, oamenii te-au urmat, oamenii au avut încredere în tine, ceea ce se întâmplă cumva și în viața aceasta, însă în viața asta ai nevoie să-ți înțelegi propria ta libertate. Tu ai fost în celelalte vieți înlănțuit de anumite lucruri sau de anumiți oameni. Este ca și cum ai trăit într-o închisoare. Poate chiar ați avut unii dintre voi de-a face cu închisoarea, da? Asta mi se transmite acum. Energia ta în această viață este foarte puternică, este de maestru, este de lider spiritual, de ghid spiritual, de ai o energie, să spunem, foarte înaltă și cred că unii dintre voi, chiar pe parcursul vieții, cumva ați avut legătură cu mănăstirile sau cu preoții sau cu toată zona asta spirituală, poate chiar și zona ezoterică, însă în viața asta te-ai cam ferit de aceste științe ezoterice. Este timpul să le experimentezi, da? Dacă ai dat acceptul și dacă a intrat în aceste cunoașteri foarte bine. Pentru cei care încă oscilează și care încă au senzația că acolo este ceva rău, că de treaba aia nu trebuie să mă apropii, poate ar trebui să-ți dea o șansă, poate lucrurile nu sunt așa cum crezi tu. Află, cunoaște, pentru că la tine este vorba despre cunoaștere aici, dragul meu. Roata destinului, judecata, marele preot, este clar. Tu ai nevoie de lucrul ăsta. Ai mai multă încredere în tine. Ai mai multă încredere în tine. Tu ai nevoie să comunici ceva aici. Tu ai un mesaj. Este legat de libertate. Este legat de Dumnezeu. Este legat de, poate chiar și partea de întuneric. De ce nu? Sunt lucruri pe care tu ai nevoie să le exprimi. De aceea te afli în situația asta. Tu nu ai trăit aceste experiențe. Tu încă ai trăit în spatele cuiva. Încă ai depins de cineva și viața îți tot spune nu. Foarte mulți cred că aveți număr de destin 1, 3, 5, 7 în această citire. Da?
ia-ți viața în propriile mâini, pentru că vin schimbări, vin schimbări majore și asta tot spun de ceva timp. Tot o repet. Vin schimbări. Și viața ta se va transforma total. Poate până la sfârșitul anului încă o să mai cochetezi tu așa cu niște idei. Dar s-ar putea ca anul următor să-ți pregătească mari, mari surprize. Dragii mei, aceasta a fost citirea mea. De fapt, citirea voastră. Eu am fost doar un intermediar. Vă mulțumesc enorm de mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Sper că v-a plăcut. Aștept comentariile voastre. Dacă v-a plăcut, îmi puteți oferi un like și un share, bineînțeles. Și până data viitoare vă doresc toate cele bune. Nu uitați să aveți mare grijă de voi. Preluați puterea.